bolje je što nema da se aprofala najbolje fizika i matematika. Hvala. Stih plasta činča, Mario se te nate recitalo. Așa. Suntem plasta cincea, Mario se ta pe pauză. Poftim. Problema 2 de la pagina 73. 2 la 73. Care se pune cu... Care zice așa. Care din următoarele învații sunt corecte pentru a fi unghiul din figura 1 și un unghi ascuțit? Da. În ce? Deci, un unghi ascuțit, așa. Da? Da. Da. Invertez. Unghiul... Sigura, dar e bun. Deci un unghi, unghiul înseamnă reuniunea două semitrepte cu același vârf. Semitrepte, adică jumătăți de teren. Ce? Din vârf? Ce-ul este? Da. Urmează sus BA, nu domn profesor, B lângă ce și face A. Și dreapta continuă. B. B și A. Face și punctul A și dreapta continuă. Da, era deschizătura invers, dar. Da. Și aici C, D și E, jos. C. D și E. Ce o este? Da, de, și e. Tot așa, și gata continuă. Bun. Și acum zice A mic. Unghiul ACD. Deci ca notație. Ca notație. Care e corectă? A, C, D. Uneori punem așa. Așa e pus, da. Sau să mai pune și așa. A, C, D. Veți găsi și așa. Unghiul ACD e corect? Întrebarea este, scrierea asta sau asta sunt acceptate amândouă. Și întrebarea este dacă ACD este corect. Nu. Nu. De ce? Deoarece trece sare cum ar fi peste B. Nu știu cum să mai... Ceva vrei să spui în legătură cu faptul că ți se pare incorect că îl pășește pe B. B este cel punct acolo. Dar atenție, când vorbim de un unghi, esențial este să făcă vârful la mijloc, copii. Deci, C-ul este corect așa, A, C, D, sau B, C, D, sau B, C, E, este același unghi. Deci, unghiul A, C, D, este același lucru, este același unghi. Cu unghiul B, C, D. Asta era la fel, la altul. Sau la fel, la fel? Era la altul punct. La punctul A, ziceți adevărat sau nu? Am înțeles, dar eu am insistat acum din discuția cu Daria. Daria. Înțelegi la mine? Da. Deci, important este să băgăm litera din la mijlocul cifrelor, de celorlalte litere, așa fel încât el să fie mijloc, da? Deci am zis A, C, D sau A, C, E sau dacă mai fi A, C, oricine de pe dreapta asta, oricine de pe dreapta, de se vedea ca a doua. Dar unghiul să fie la mijloc. Vârful, da? Litera care se indice vârful trebuie să fie la mijlocul celor două. Ați înțeles? Deci a punctul ăla adevărat. Corect. Și B, C, D, tot atât de bine este B, C, D, B, C, E. B, C, E, da? Tot atât de corect este. Și A, C, E. Și A, C, E. Sigur că da. A, C, E. Este același lucru. Bun. Deci este bine. Corect, corect. Asta rezolvăm tema și punem A, corect, din fapt, nu știu. Punctul A, corect, adevărat. Unghiul ce? Unghiul ce? Deci singurul așa scris. Ce? Unghiul ce? Unghiul ce? E corect? Nu. De ce? Pentru că ce e doar un punct. Deci, acum, în clipa asta, am în momentul acesta, ce doar un singur punct, da? Prin punctul C. Însă, există și situații, uite când spun așa, dacă iau un triunghiul ABC, A, B, C, care are câte unghiuri triunghiul acesta? Trei. Trei unghiuri. Trei. Da? Puteți să vă referiți la B, unghiul B, cum aș fi? Pur și simplu, unghiul B, putem vorbi așa. Unghiul C. Unghiul C, unghiul B, unghiul A. Deci, iar prin trei litere? Unghiul A, B, C. A, B, C. Dacă ne referim la B. Deci, putem vorbi de unghiul B,
ție. Și tot atât de bine cu trei litere, unde o A, B, C. Sau C, B, A. Sau C, B, A. A, B, C sau C, B, A. B, A, C. Da? Tot unde e. Dacă zici B, A, C, B, A, C, atunci e A, O. Trebuie unde să fie la mijloc. Ai înțeles? Da? Ori îl lași simplu printr-o simplă literă, așa, dar să fie vârf, cum e aici celul. Că la întrebarea, așa e corect scris, a spus, corect? Da, este corect. Adevărat, și așa se scrie. Ce? Tu te referi la faptul că este un singur punct. Dacă aș fi zis unghiua, dacă aș fi zis unghiua, ar fi fost o prostie. Că A este abia la aici un punct singur. Da? Dar acum, ceul cum a fost plasat în vârf, putem să facem referire că e vorba de unghiul C. Respectiv. Ce mic? Unghiul B, C, D. B, C, D. Unghiul. Este adevărat, adevărat. B, C, D. Le-am mers pe aici până. D. D, mic. Unghiul A, C, E. A, C, E. Adevărat, adevărat. E, mic. Unghiul E, C, B. Adevărat. E, C, B. Și asta. Sunt mic. Unghiul B, C, E. Adevărat. B, C, E. Ce-ai zis? B, C, E. Ce-i adevărat, da? G. Unghiul A, B, C. Fals. Fals. A, D, C. Unghiul A, B, C. A, B, C. B. A, B, C. E fals. Fals. Pentru că e B la mijloc. Sigur că da. Dacă era A, C, E. Nici A, C, B. Nici ACB, nici ACB, foarte bine, că este o singură dreaptă. Da? Deci, atenție! Când vrem prin trei litere, litera care e a vârfului să fie în mijloc, iar o literă să fie pe o semidreaptă și cealaltă pe cealaltă semidreaptă. H. Unghiul A, B, E. Unghiul A, B, E. A, B, E. E. Este fals și ăsta, da? Unghiul E, B, C. E. B, C. B, C. Este corect? E B, C? Nu. Tot fals, da? Da, da. Bine. Problema 19 la pagina 75. 19 de la 75. Fie o semidreaptă OX. Fie o semidreaptă OX. Învățăm ipoteză? Da. Deci, informațiile care îți dau de autor, să scriu aici, în prima parte, se cheamă ipoteză. Ce stă, ce ți oferă autorul? Deci, oferă o semidreaptă. Așa. O, X. X. Și ca să fie clar, înseamnă că e cu originea semidreaptă, cu originea nouă, și după direcția aceea a altui punct. O, X, da? Adică eu trebuie să înțeleg, să fie foarte limpede, O, semidreaptă, O, X. Da? O, X. Iată semidreaptă, punctele A, B și C, astfel încât. Deci pe această semidreaptă, se iau punctele, o să zicem, A, derulă B, derulă C. Da. Aparținul X. Da, A, B, C. Sunt puncte care aparțin lui OX. Semidreaptă. Da, semidreaptă. Astfel încât A aparține lui OB segment. A aparține segmentului OB. OB. Și B aparține segmentului AC. B aparține segmentului AC. În concluzie. Asta e toată informația. În concluzie, comparați OC plus AB cu... Deci să vedem segmentul OC, da? OC plus AB. Lasă segment sau zice așa? Nu pune nimic. OC plus AB cu OB plus AC. OC plus AB cu OB plus AC. Comparăm cu... OB. Cu OB plus AC. Plus AC. Să facem diferența. Da. Ia să vedem. Aici trebuie să facem cu siguranță, da, sau da. Ca să știți să vadă mai bine. Da, da, da. Foarte bine.
Deci avem... o semidreaptă pe care trebuie să plasăm trei puncte. Trei puncte A, B, C. Aici e problema cu ordinea lor. Deci trebuie să fie foarte atent cum le plasăm pe cele trei puncte. Cine vorbește? Vorbim cu toate, deocamdată ne gândim când nu am nicio idee. Dacă nu o să avem nicio idee, te solicit. Da? Uite, deci iau din nou semidreapta. O, X. Semidreapta, O, X. Și vreau să plasez punctele ABC, dar nu știu în ce ordine. Imediat să fie A-ul, B-ul și C-ul? În ordine alfabetică? Da. Sau are autorul vreo șmecherie? Care precizări? Zice că A-ul este între, este pe segmentul OP. Doamna, eu aș prezida să fie primul B, primul să fie B. Pe B? Da. De ce te gândești la persoanele? Pentru că am văzut acolo că A aparține lui OP. Ah, adică între, între A și B, tu știi sigur că A-ul e mai aproape de O, nu? Între O și, între O și B. Deci de ce ai propus să-l plasăm pe B? Și fiindcă AU este pe segmentul OB, atunci au uite un elemat aici. Prima parte aici, a ipotezei foarte bine interpretată. Și CU e după B. Și CU e după B. De ce crezi că CU e și B-ul e pe AC. B-ul este pe... Să zic dacă... B-ul este în spatele... În fața lui C, deoarece scrie că B aparține segmentul A și C. Dar înseamnă că de la A până la C pe oriunde pe spațiul ăsta. De la A până la C, deci B-ul este pe A. Asta înseamnă că C-ul este pe aici problema. Ai avut dreptate, Daria, ordinea alfabetică A, B, C. Da? A corespuns de data asta. A, B, C. Acum zice, se compară pe orice plus A, B. Orice, nu. Lui OC. Când zici OC, înseamnă segmentul OC, lungimea segmentului OC. Uitați-vă la notații. Obișnuiți-vă cu ei. Uitați-vă AC, OB. Ia uitați-vă. Deci când zic segmentul OC, mă gândesc la lungime. Când zic OB aici, înseamnă că e vorba de toate punctele de la O, de la A, de la O la P. Prin asta înțeleg segmentul, nu mă refer la lungimea lui. Și la toate punctele de la O la P. Aici, prin OC, în această notație, înțeleg că eu trag de lungimea segmentului OC. Deci OC plus AB. Și de acolo OB plus AC. OB. Adică, într-un fel, de la O până la C este o linie și între A și B. Deci de la O până la C este o mărime. Și între A și B. Și la care mai adaug și pe AB. Asta. Deci, eu înțeleg așa. Adică, eu înțeleg tot segmentul, tot segmentul ăla plus AB. Plus lungimea lui AB. Da. Da. Lungimea de la O până la C. Și până lungimea de la A la B. Ăsta de la O la C, din cine s-ar compune? De la O la C. Da. Se scrie. Deci, hai să ne ocupăm de descrierea asta. Orice, orice plus AB. Pe AB n-am cum să-l mai rup. Că el singur e segmentul. Dar orice poate fi văzut. O să văd că, știm că componența lui AB, de AB ori 3. Nu știu, nu sunt părți egale. Nu am nimic, nu am niciun motiv să spun că sunt egal. De ce văd că sunt pe aici undeva? Păi, de exemplu, ne mai zic AB aparține lui OC. AB aparține lui OC. Se găsește AB în interiorul lui OC. Da. Dar haide să muncim pe OC, să-l vedem cine cum, Daria. Cum ai încercat să-l vezi pe OC? De cine-i compus? De
Din nou, din A, B, din O, A, din C, A, B, din B, din C, din C, din C, din trei segmente, de fapt. Deci poate să fii văzut, sau poate să fii numai din nou B plus BC. Da, da, acolo îmi dă 2 de AB plus OC plus BC. Să vedem, vreau să iau, insist, pe ceea ce înseamnă posibilitățile de scriere a pe OC. Deci OC poate fi scris așa, ca fiind o A plus A, B plus B, C, o variantă. Orice mai poate fi scris ca fiind o B plus B, C. Da. Mai poate fi scris ca fiind... Dar nu pot să scriu ca pe OC ca A, A, B cu A, C. A, B cu A, C. Nu. Deci OC poate să-l scrie așa, ca fiind o A plus A, B plus B, C. Mai poate fi scris ca fiind O B, B plus BC sau O A plus AC. O A plus AC. Nu, sunt trei variante. Hai să scriem așa. Deci poate să fie egal așa. O A. În Dalia vorbește. Egal cu O A plus O A plus A B plus BC plus BC sau 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 A B O B O, B, plus B, C. Sau, o altă parte. O, C. Tot O, C. Deci O, C, trebuie să spun mai de O, C aici. Îmi pare rău, dar aici trebuie să mai adaug și un A, B. A, da, corect. Și acolo jos un A, B. Plus A, B. Sau poate să mai fie O, A. O, A. Plus A, C. Plus A, C. Plus A, B. Plus A, B. Da, să ne înțelegem. Numai la OC am avut mai pe OC simplu OC l-am văzut ca fiind OA plus A, B plus B, C. Sau numai OC poate fi scris ca fiind O B plus B, C. Sau poate fi văzut ca fiind O, A deci O, A plus A, C. Deci sunt câte variante? Trei variante. Și sigur AB-ul care s-a adăugat de fiecare dată. A, B plus A, B. Prima mai poate fi lucrată și cât poate fi prima văzută? Cum mai poate fi scrisă prima variantă? O, A plus B, C plus 2, A, B. Așa, O, A plus B, C egal cu O, A plus B, C și plus de două ori A, B. Cealaltă, cum mai poate fi scrisă? Nu mai ce mai face, dăm mâine așa, da? Da, da, la fel. Și aici? Nici aici, mă. Nici aici, mă. Bun. Așadar, cât privește o cebus AB, avem trei variante de exprimare. Hai să ne ducem și la OB plus AC. Zicem, OB plus AC. De desubt o să scrie. OB plus AC. Poate fi văzut în câte ori? OB. OC cu AB. Da. Numai OB. OB poate fi văzut cum? OA. OA. OA plus AB. Da. Deci în loc de OB, poți să spun OA plus AB. Hai să zicem. OA plus AB. Asta este cine? OB-ul. Și plus AC-ul. Pe AC cum mai poți să vă vedea? Pe AC poți să mai văd ca BC? AC, AC. 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 AB plus BC. Nu poate fi văzut așa? Da, da. Deci la A, la AC înseamnă A, B plus BC. B plus BC. A, B. Zic, da.
De unde e OB? Deci numai OBA, da, OB. Da. O de la O la OB, nu înseamnă OA plus AB? Da. Păi de-am spus și eu. OA plus AB. Da. Și acum am pus-o AC. Și în loc de AC, zic cât? Deci, AB AB plus AB plus BC. Asta cine este? Așa. Este AC-ul de aici, da? AC-ul. Care mai poate fi lucrat acum? Ca OA plus BC. OA plus BC plus 2 AB. Și chestia asta și cu asta. Nu-ți lasă să înțelegi că... Sunt egale? Par așa. Sunt egale. Deci, mi-a ieșit mie în calcul OA, da? OA plus BC plus pe două AB. Și eu trebuia să vă pronunți despre legătură cu astea două. Să le compari. Să le compari. Acum, văzând că am ajuns la același lucru, pot să spun, fără să stau pe gânduri, că în cele două sunt egale. Da, demonstrat riguros, nu așa mi-i vorbe. Ați citat să puneți demonstrații, domnul profesor. Exact, și aici, la bani se cheamă demonstrație, da? Deci, ipoteza, concluzia era să le compar și am un cine. Și am zis, bă, primul segment, prima sumă, cum poate fi scrisă? În trei variante. Am lucrat la prima variantă până n-am mai putut și mi-am zis, acum rămâi așa. Am lucrat și la cealaltă și iată cum cele două sunt identice, cu același număr este. Asta înseamnă că îmi permis să spun acum că cei ce mi-a dat autorul să fac, adică orice cu sope, orice cu sope, este, fără să fac pe gânduri, egal cu OB plus AC. OB plus AC. AC. Asta am demonstrat în momentul de sață. Ești puteți cu o studiu pronunțat? Deci, puteți concluzii și demonstrații. Da? O studiu. Da? Demonstrații. De gâie, mână, demonstrații. Deci, ipoteza, cine-l dat autorul, concluzia este ce ne cerem să ne putem pronunța, să spunem, e mai mare, e mai mic, sunt egale cele două numere. Câți două numere la o parte? Lungimea lui ăsta, a pus lungimea lui ăsta. Lungimea același? Am muncit și am considerat că sunt egale. Hai să vedem și varianta asta. Oare cumva mă apropie, ar trebui să fie același lucru. Așa. Ia să vedem. OB. Ăla mai aici, OB. O să scriu ca OA. Las pe OB, da? OB. Plus. Înseamnă că muncesc numai la AC. Păi, dar și AC este egal cu AB. Vezi? AB plus BC. Și este și cea de-a doua variantă. Corect. Da? Și acolo jos îl luăm pe AC și... O, nu numai prima variantă nu mă oferă posibilitatea să spun că sunt egale, ci în fiecare din exprimări, din primul la același rezultat ajunge. Ați înțeles? Da. Da. Eu mă puteam opri numai la prima, numai la prima demonstrație, că uite, vezi, ți-am arătat, însă am vrut să vă arăt că pe oricare din variante ați înțeles. Da. Ce ajunge aici. Numai să demonstrați, arătați că ați înțeles de unde vine, da? Bine, mai facem o problemă interesantă. Da. Și îmi oferi și mie posibilitatea să vă dau problemă mare.
mare, să vedeți ce problemă frumoasă. Problema în mare. Da. Banani. Banani, sigur. Da, banani. Da, oh, oh, oh. Ok. Da, perfect, ca la mare sau pentru noi, cred că vă zicem. Nu, perfect ca la mare. Desenați un pătrat cu latura de 4 cm. Păi acolo cu 4 pătrățele, da? 4 pătrățele, vă luați. 4 pătrățele, 4 pătrățele. A, ce, de. Ai făcut, Dania, exact ca sora ta, când i-am spus, vă dau o problemă de întâlnire. Și că din soarele mea, sora mea de mine. Da, corect. Așa, am parat de asta. Să vezi că o să-ți placă, mă. Da. Deci, un pătrat cu latura de 4 cm. Da. Calculați câte cuburi cu muchia de 2 cm încap într-un cub cu muchia de 4 cm. Ce vrei de la mine? No. Taman, ce mai întreba la mine? No. Lasă banalele, că nu e așa cu banalele, mai târziu. No. Deci, calculați câte cuburi. Hai, hai. Cu muchia de 2 cm, încap într-un cub cu muchia de 4 cm. Tu, tu. Nu este de vreo. Eu nu cred așa ceva. Nu. Dar eu nu cred așa mai ceva. Mai două tot cubul ăla? Eu nu cred așa ceva. Nu-i pătrat, e cub. Și chiar ar fi cât cât de cubul ăla? Are cubul ăla? Are șase. Cât e mai bine, hai să-ți vedem. 5. 5. Nu, cu două profesor, nu cu mine. Ia gândești și cât diferența are cu două profesor. 5, 6. 6 pronunța. Cel mai corect este să încercăm să înțelegem problema. Corect, da. Putem greși luând decizii pripite. Eu nu cred și nu cred. Haideți să vedem adică, pătrat. Să vedem ce se înseamnă așa. Dacă cubul ăsta, pătratul ăsta, cât de pătrat e de 2 cm aș putea da, eu... Da. Un pătratul ăsta? Da. Pătratul ăsta. Două pătrate, da? Da. Eu știu asta. Adică cum? Vino și nu arată. Hai, arată cum. Ce sunt curios. Nu știu, gândiți. Uite. Cum? Două pătrate. Deci pare că are zice două. David, ai zice câte? Câte pătrate. Dar da, prin ce mărime au fost? De 2 cm. 2 cm. 2 cm. Două pătrățele. Da, da, da. 4. 4, da. Dar încă pe 4. Nu încă pe 4. Câte nu sunt mai multe, crincioase. Apoi din aia vreți 4 ori mai. Dar nu, pentru că mi-am dat să mai ne-am. Păi, ia vezi. Cât e pătrat, e cap în pătratul ăla. Asta se băglăm atunci. Că noi am pătis latura aia în 16. 16. 16. Dar eu n-am zis că este 16, da? Are. Și am spus, ia desenează. Latura de 2, poate mi-ai explicat ceva. Lăsați-mi. Știți ce se întâmplă? Nu voi trebuie să dați răspuns. Eu trebuie să jug la ei și lăsați-mi ca să dirigeți lecția. Atenție! Deci, de câte vrem, de 2 cm. Da. Jumătatea lui 4, cât este? 2. Așa trebuie să fie un pătrat, da? Pe aici. Așa e normal. Păi nu de 2? Păi dar, domnul profesor, n-ar fi, dacă ar fi jumătate, ar fi dreptunghi. Cât de pătrat intră într-un păi, pătratul ăsta? Deci, așa, 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 așa zici că nu. Așa zici că nu, îți dreptunghi, da? Da. Și atunci, ce trebuie să fac? Să le bat în pace. Deci, cât de pătrat intră într-un pătratul ăsta? Apoi în spate, în spate, pe aia. Uite, zici bine. 16, zici, da, zici, da, zici. Da, eu zici, da, eu zici. Patru? Da. Bravo. Uite, eu am zis patru și apoi ne-am desenat. Trebuie să schimbată așa. Patru.
Când a fost 16 Daria? De cât ar fi trebuit să fie la capăt? De un centimetru. Ca să fie 16. De un centimetru. De un centimetru. Eu am pus-o de un centimetru. Chiar am pus-o centimetru. Am pus-o centimetru. Vreau să vă mai atrag atenția asupra următorului. Putea să aflați area unui pătrat de cât de 4? Știți cu cine este egal area pătratului? 16. Area pătratului e egal lungimea la 2. Lungimea la 2. Latura la 2. Așa. L la 2, adică e L ori L și sunt egale și vine 4 ori 4 și dau 16. 16 centimetri, adică centimetri liniari, centimetri pătrați sau centimetri cubi? Centimetri pătrați. Cubi. Cubi. Pătrați. De ce ai zis cubi? Ca să fii... Pătrați, metri pătrați. Păi două dimensiuni. E așa și așa. A, da, metri pătrați. Metri pătrați. Sau centimetri pătrați. E așa. Deci unitatea de măsură la atunci. Atunci hai să aflăm și alea unui pătrat cu latura de 2. Deci asta a fost latura pătratului a fost 4 cm. Area unui pătrat cu latura de 2 ar fi 4 cm. 2 ori 2 egal cu 4 cm pătrați. Și ca să vedem câte pătrate în cap, împărțim area celui de 16. Împărțim area. La area celui, ca să vedem de câte cm. Adică, s-a fi. Da? Deci atunci, ca pentru a vedea numărul de pătrate, da? Numărul de pătrate, 16, îl împărțim la 4 și dau cu 4 pătrate. Atunci, ai interes? Da. Pentru că area lui mare este atât. Și a celui mic? Și a celui mic este de 4. Și vedem de câte ori încape, nu? 4 în 16. De 4 ori. Și era foarte simplu. Asta am făcut acum. Sigur și pe figură, pe desen făcut, este clar. În cele 4 pătrate le-am și figurat. De pătratul în 4. Da? Două pe dimensiuni și două pe cealaltă dimensiuni. Întrebarea mea este, câte, închipuiți-vă că aveți un cub, acolo, aoleu. Atenție! Dar puteți să desenăm, un cub, cubul este spațiul de aici. Dar puteți să desenăm, te lași puțin. Te lași puțin, te lași. Că-l desenăm imediat de față. Deci spațiul este cubul de aici. Cu latura de 4 metri. Așa. 6 fețe, corect. Așa. Deci, sunt 6 fețe. Așa. Spui tu, cu acesta. Câte cuburi în cap de 2, tot cu latura de 2. Tot 4. Cred că da. Păi da. Păi da, tot sunt 12. Păi da, tot cuburi sunt. Are 6 fețe. Dar și cuburi sunt 4. Dar 6 fețe, dar și cuburile le-am știut. 24 de cuburi. 24. 24. Dar cel pe față mi-e cuza 4 și eu am 6 fețe. Da, 24. Eu ce fac? Spun la vot? Nu, 24, dar ea nu-i de acord. Eu sunt 24. Dar ea nu-i de acord. Eu spun 24. Are 24. Mario, să putea să... Fii cel care trece. Cred că ai să iei Mario, ești atent. Atenție, să vă ești domnul profesor. Eu vreau tare mult voi să priviți de aici. Cum am aflat eu numărul de bătrate pe o față? Am aflat aria. Are rambele, am întâlnit aria rambele, am rambele. Aria, la cuburi, ar trebui să avem volumul cuburii mare. Volumul, adică era înălțimea, cu lungimea și cu lățimea. Și la mulțime. Și la mulțime. Și pe aia împărțeam la rei. Nu, atât. Atât, și aflam câte? Dar fiind de legare, înseamnă la 3. În cazul nostru, am putea afla volumul cubului cu latura de 4? Da. Deci hai să vedem de care. Voi spune așa. Volumul cub cu latura cu el
egal cu 4, spațiu egal cu latura la 3. Scrieți așa, dar e așa. Da, volumul cubului cu latura egal cu 4, va fi egal cu D la 3, care înseamnă 4 la D la 3, care înseamnă 4, ori 4, ori 4. 16. Și 16 ori 4, 64 ce? 64 de 64 metri. Da, în centimetri suntem. Metri cubi, deci important cub. Corect. Da, sau centimetri cubi, depinde cum în ce unitate lucrăm. Nu am văzut centimetri cubi, da? Centimetri cubi. Bun. Ce credeți că s-a aflat? Ce credeți că s-a aflat? O aflat cubul mare. O aflat cubul mare. Acum, da, adică poate să aflăm cubul mic și am zis că... Volumul cubului mic, nu? Da. Deci o să aflu volumul cu latura de 2. Da. Volumul latura de 2. Va fi egal de amide cu cine? Cu latura la 3. Cu latura la 3. Și cum latura noi din 2? Va fi 2 la 3. Și egal cu 8. Ce? Centimetri cubi. Și acum, cum aflu câte cuburi sunt? 64 de centimetri la 3, împărțit la 8 cuburi. Asta? 8 cuburi. Deci 64. Aha, nu câte. Împărțit la... 8? La 8. Egal? Egal cu 8. Cuburi. Nici o cuburi nu trebuie. La matematică, ori spui rezultatul, ori nu mai am. Nu există cald din mijloc. Există, exact ca și la electricitate. Mai facem bolul, domnul Cristian. Dacă ai văzut, dacă ai văzut, dacă ai văzut, vedeți, la arii, ați calculat aria pătratului mare și pe aceea aria pătratului mic și ați împărțit aria. Aici ați stat la volumul cubului mare. Da, deci Da. Am un cub pe partea aceea și pe partea aia. Deci, da. O rând de cuburi 4 sunt aici. Și cu încă 4 deasupra. Și cu 4 deasupra. Completez. Da. Păi și între ele? Păi dar între ele, dacă e la 2 metri, rândul de cuburi și la 2 metri, cel de-al doilea, numai bine se completează. Dacă dumneavoastră spuneți o parte așa și nu partea nu rămâne ce. Dar bine, păi, uite, da, cu are 2 metri așa și 2 metri așa. Și tot cele care are 4 metri. Eu, 2 metri am pus un cub și 2 metri iar am pus un cub. Sunt câte? Aici s-au lipit aici. Mai rămâne nimic. Aici s-au lipit, da. Așa și aici. 2 metri am pus aici, la acea loc am pus. Și mai vin cu 2 metri acolo și unde? Vezi, numai 2. Fix 2 micap așa. Fix 2 micap așa. De-aia nu da pătratul inițial. Ca să vedeți că pătratul da 4 cuburi. Ați înțeles? În față, stând de față. În față, cuburile sunt special, și cealaltă spate erau încă 4 și... Și unde? Și al doilea rând de cuburi stau peste și numai bine au ajuns și au completat. Poate nu ține. Deci, vedeți, voi, eu mi-am pregătit lecția de acasă. Adică ce am vrut eu să fac. Nu întâmplător m-am grăbit după ce am împărțit în 4, gata, plec la probleme. Nu mă interesează asta. Că eu vedeam exact pașii pe care trebuia să-i parcurg în etapa următoare. Când cuburile le așez cu fața, nu pe una de aici stând, era ca și cum fața pătratul ăsta stă pe bază și am în felul ăsta cele 4 cuburi, nu? Și de acolo al doilea rând, pe înălțime. Deci vine până aici. Chiar până la jumătate, două plăcă și Da. Până la jumătate, exact până la jumătate. Până la jumătate, exact până la jumătate. Și vine celălalt de rând. De ce sunt 8? Dar dacă voi prindea șmecheria foarte tare, nici nu mai voi întreba.
Sigur că tu ai vrut concret, practic, cum se întâmplă să fii 8. Când nu-ți venea să crezi că sunt 8. Vrei un 12, vrei altceva. Exact, 24. 24 sau nu. Nici vorbă de numai 8 cuburi. Da? Deci nici vorba de cuburi. Însă să știi că raționamentul corect era doar atât. Am aflat volumul mare, cuburi mare, volumul cuburi mic. Și doar împart pe volumul mare la volumul mic și văd câte e mic. Dar chiar dacă desenezi, nu cred, dar nici nu știu cum le-aș putea desena. Trebuie să-ți închipi o cutie pătrată, o cutie și o desface, da, și punem patru cumuri mai mici și să încarcă cutia exact. Adică să vină unii peste celelalte. Și să încarcă cutia exact. Pentru că eu nu am lăsat mai cea că partea asta care este jumătate din toată cutia și avem jumătate din partea asta și jumătate din partea asta. E limpede că așa raționamentul făcut este încă o dovadă a faptului că în fața unei probleme, v-am spus mai devreme, nu ne grăbim. Corect. Stăm și o analizăm. Problema trebuie tratată cu mult respect. Ce știu eu ce spune acolo? Hai să văd. Nu după primul impuls reacționez. Analizez. Deci, observați, asta trebuie să se întâmple. O gândiți ca o problemă oarecare de matematică. Da? Analiza este important. Și acum facem problema cu Ana, dacă nu mai avem timp. Așa. Bine, zis. Dacă nu înțeles, domnul profesor, e foarte bine. Bun. Hai să facem așa acum. Să zicem că avem... Tot un ca să înțeleagă. 6 centimetri, deci dimensiune. Notează. Nu te dă un cup cu latura de 6 centimetri. Notează, dar notează. Deci un cup cu latura de 6 centimetri. Și vreau să vedem câte cuburi cap cu latura de 2 centimetri. Și vreau să văd și cum gândiți. O să intre în 9 cuburi. Nu știu, nu te cred. Stați, ne mai ține cereți pe față și după aia. Două, domnule. Nu știu, eu am zis finalul. Da, noi finalul vrem. Nu te grăbi, mai analizează-te. Nu, mai analizează. 2 centimetri un cub, nu? Latura unui singur cub. Cu multă grijă. Multe grijă. Mai bine mai ea. Da, și scrieți fiecare ce nu vreau. Faci de 3 ore gândim până când? 27. Ai argumente? Argument! Siguranță. Sigur te cerți cu mine? Poți te cerți? Nu. Păi de ce? Păi asta înseamnă să știți. Nu știu. Deci trebuie să ai și spun, nu? Din motivul ăsta. Asta. Pentru că ai calculat. Cum ai calculat? Ce zic? Am cumpărat un cuburi mare. Sigur. Mare. Ce faci cu ăla? 216. Este 6 la 3-a. Deci volumul cub